Bună ziua și bine v-am găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a retrospectivei știrilor WILL TV. Sigur că avem o mulțime de subiecte de care ne vom ocupa în această oră pe care o avem la dispoziție. Începem însă cu o informație, am putea spune, din lumea sportului. Și nu numai, pentru că avem multe de învățat din sport și mai ales de la protagoniștii acestui eveniment. Mă refer la un meci de basket mai puțin obișnuit, care a avut loc zilele trecute la Sala Sporturilor din Ploiești. Un meci de basket care n-a adus în prim plan vedete ale sportului autohton, dar a adus niște eroi în atenția publicului. E vorba de persoane cu dizabilități pentru care fiecare zi e o luptă cu ei înșiși, cu limitele lor și care au demonstrat ce pot face atunci când sunt foarte, foarte motivați și atunci când dau parte și de susținere, atât în rândul celor dragi, cât și din partea voluntarilor organizației Motivation, pentru că despre organizația Motivation și despre voluntarii acesteia vom sta de vorbă alături de coordonatoarea proiectului Mirela Cârlan. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Am avut așadar un meci de basket în care protagoniste au fost două echipe alcătuite din persoane cu dizabilități, persoane în scaun cu rotile, care au demonstrat că pot face asta, că se pot întrece într-o competiție sportivă și că și-au depășit cu mult handicapul, demonstrându-le și altora că le pot călca pe urme, pentru că exemplul contează foarte mult. A fost un meci demonstrativ, nu e primul. Spuneți-ne mai multe despre ce s-a întâmplat. Este vorba despre un meci demonstrativ de basket în fotoliu rulant, care a fost organizat de Fundația Motivation România în cadrul unui proiect finanțat de Primăria Municipiului Ploiești. Este un proiect care își dorește să crească abilitățile de viață ale persoanelor cu dizabilități, astfel încât ei să devină din ce în ce mai independenți. Acest proiect are mai multe componente, între care este una aceasta de informare a comunității locale și de creșterea conștientizării cu privire la capacitățile persoanelor cu dizabilități. Și prin acest meci demonstrativ, aceste persoane cu dizabilități au încercat să arate că, dincolo de a sta într-un scaun rulant, poți să faci foarte multe lucruri. Poți să joci inclusiv un sport frumos și foarte greu, cum e basketul. Am înțeles că intenționați chiar să implicați echipa care a efectuat acest meci demonstrativ, care a susținut această partidă demonstrativă, într-o competiție națională, exact, unde ar urma să reprezinte Ploieștiul și Fundația Motivation. Spuneți-ne mai multe despre acest proiect pe care îl desfășurați împreună cu Primăria Ploieșteană și prin care încercați practic să le redați încrederea celor care se confruntă cu astfel de probleme, să le demonstrați și lor că pot și că trebuie să lupte. Deci este un proiect pe care Fundația Motivation l-a câștigat într-o competiție organizată de Primăria Municipiului Ploiești în luna mai. Și proiectul are mai multe componente, cum vă spuneam. Una dintre ele este cea de evaluare și prescriere de scaune rulante, prin care noi venim către persoanele cu dizabilități la domiciliul lor și le facem evaluări și le prescriem scaune rulante adaptate, având posibilitatea să le și furnizăm printr-o donație oferită din partea unei donatori. Avem parte de instruire pentru viață independentă sub formă de seminarii. Avem un seminar organizat în acest proiect și două stagii de recuperare care implică și kinetoterapie. Avem o sală de recuperare pe strada Curcubeului numărul 46, unde persoanele vin și au parte de recuperare prin kinetoterapie gratuită. Înțeleg că le acordați practic asistență pe toate planurile. Pe de-o parte, îi ajutați să intre în posesia unui scaun rulant, pe cei care nu posedă așa ceva. Și eventual să le și recomandați scaunul rulant, modelul potrivit, în funcție de problemele fiecăruia. Pe de altă parte, îi ajutați și să învețe să folosească, să trăiască într-un scaun rulant. Și nu numai atât, plus că îi susțineți și motivați, demonstrându-le, inclusiv cu ajutorul voluntarilor care provin tot din rândul persoanelor, din rândul persoanelor cu dizabilități, demonstrându-le că viața nu se încheie odată ce cu astfel de probleme, ba dimpotrivă poate fi un nou început pentru mulți dintre ei și își pot dezvolta alte abilități care să-i ajute să reușească în viața de zi cu zi. Spuneam în debutul emisiunii că pentru persoanele care se confruntă cu aceste probleme, fiecare zi
înseamnă și o luptă, înseamnă o competiție cu ei înșiși. Da, presupun că seara, la finalul zilei, și satisfacția este pe măsură când reușesc să facă un pas în plus la propriu sau la, sau la figurat. Da. Da, deci Fundația Motivation aceasta are principiul principal, principiul de bază al Fundației Motivation este acesta de recuperare activă, adică persoane care au reușit să depășească un traumatism, au o anumită problemă și au reușit să se integreze în noua situație folosind un scaun rulant și să fie activi, să fie independenți, să nu aibă nevoie de sprijinul celor pentru a se integra, să aibă parte de o viață ca a oricărui alte persoane. Prin modelul personal arată că se poate face acest lucru și în fiecare echipă Motivation, în fiecare din cele 11 echipe Motivation, sunt persoane cu dizabilități angajate. Din tot atâtea orașe, înțeleg, da? Din tot atâtea orașe la nivel național, da. Deci să vă dau un exemplu, în Motivation Ploiești are 7 membri angajați, dintre care 4 sunt persoane cu dizabilități. Deci întotdeauna în fiecare echipă Motivation sunt persoane cu dizabilități care pot demonstra... Care știu mai bine decât oricine altcineva, care sunt problemele cu care s-au confruntat, pe care le-au depășit și pot ajuta la rândul lor pe celălalt, servindu-le și drept modele de opotrivă. Da. Când spunea și asta înainte de a intra în platoul emisiunii. Spuneți-ne câte ceva și despre taberele pe care Fundația Motivation le organizează, nu doar pentru cei mici, ci chiar și pentru adulți, pentru că e vorba de niște tabere active, la care au acces pe timpul verii. Da? Ce s-a întâmplat în vara asta din acest punct de vedere? Am avut 3 tabere organizate în cadrul unui alt proiect finanțat de partea Statelor Unite, de USAID. Un proiect în care acela a fost la nivel național. Este un proiect cu o durată mai mare de timp, cu o durată de 2 ani jumătate, în care pe perioada verii organizăm tabere de recuperare activă pentru adulți cu dizabilități la nivel național. Am organizat, deci cea în care a fost implicată echipa din Ploiești, am organizat-o la Bran și au participat beneficiari din toată regiunea Sud-Muntenia, București și București-Ilfov, chiar și Est, din Galați a fost o persoană, două persoane au fost din Galați. Deci în aceste tabere, 20 de persoane utilizatoare de scaun rulant, deci 20 de beneficiari, cu însoțitori, o parte dintre ei, foarte puțini însoțitori, încercăm ca ei să vină singuri și să devină din ce în ce mai independenți. Și cu ajutorul a 25 de persoane care nu folosesc un scaun rulant, am organizat această tabără de recuperare activă în care ei au învățat să facă un transfer din scaun rulant pe un scaun obișnuit, din scaun rulant pe pat, în care au învățat de să utilizeze, să manevreze un scaun rulant, de exemplu să stea pe două roți. Pentru că orice treaptă, cât de mică, chiar și de un centimetru, dacă nu știi să stai pe două roți, nu poți să o treci. Am avut acolo 4 medici care au oferit evaluări. Am avut un medic ortoped, am avut o doamnă doctor nutriționistă, 2 medici de recuperare, în care ei au oferit evaluări și recomandări din punctul lor de vedere pentru fiecare din acești beneficiari. Am avut sport, iarăși în aceste tabere, basket, am avut o serie de instruiri pe partea aceasta de prevenire a unor boli care pot apărea în rândul lor și de anumite management, îi spunem noi, cum să-și organizeze viața în noua postură și management acesta alimentar fiind un aspect și așa mai departe. Deosebit de important. Da, înțeleg că important. Și în general vă preocupă ceea ce se întâmplă cu ei, dincolo de aspectele astea de zi cu zi. Adică încercați să le oferiți și niște perspective, să-și găsească un loc de muncă, militați pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Din punctul ăsta de vedere, spuneți-ne, legislația cum este în momentul de față? Există prevederi care îi ajută? Da. E loc de mai bine? Probabil, de cele mai multe ori așa se întâmplă. Există o lege în România, legea 448 din 2006, care reglementează drepturile persoanelor cu dizabilități în România, în care sunt precizate numeroase drepturi care le au, în special drepturile financiare, că pot să primească o compensație financiară din partea statului sau... au dreptul la un însoțitor, o persoană care să le ofere sprijin, sau au dreptul la echipamente de mobilitate, însemnând scaune rulante,
cârje, cadre, depinde ce nevoie au ei și dispozitive medicale. Noi și pe această parte facem consiliere chiar în cadrul acestui proiect, în ideea de să învățăm să-și acceseze aceste drepturi pe care nu le știu. Unii nici măcar nu știu că au dreptul la un certificat de handicap, care vine și le aduce niște facilități. Și în momentul ăsta interveniți dumneavoastră cu expertiza pe care o aveți, cu specialiștii, cu juriștii la care aveți acces, oferindu-le sprijin, susținându-i pentru a putea beneficia de aceste drepturi pe care legea de altfel le prescrie în mod clar. Cu siguranță că este loc de mai bine. Așadar, pe lângă asistența medicală, pe lângă asistența motivațională, există și această asistență de tip juridic, pe care le oferiți celor care se confruntă cu astfel de dizabilități. Așadar, continuând discuția despre legislație, există multe prevederi în legislație de care unii nici nu știu și de care află cu ajutorul dumneavoastră. Pe de altă parte, în ceea ce privește angajarea persoanelor cu dizabilități și activitatea acelor întreprinderi cu statut social, cu caracter social, ce ne puteți spune despre asta? Deci tot în legea 448 din 2006 este precizat că orice angajator din România care are un anumit număr de angajați, deci începând de la 50 de angajați, orice angajator care are mai mult de 50 de angajați, este obligat să angajeze 4% persoane cu dizabilități. Dacă nu fac acest lucru, plătesc o taxă la stat sau pot cumpăra produse și servicii realizate de persoane cu dizabilități în cadrul unei unități protejate. Și Fundația Motivation este un acest tip de unitate protejată, pentru că mai mult de 30% din angajații Fundației Motivation sunt persoane cu dizabilități și noi furnizăm aceste produse companiilor care nu pot angaja din diverse motive. Noi milităm, bineînțeles, ca ei să fie angajați, dar sunt anumite circumstanțe în care nu pot să fie angajați și atunci aceste firme pot cumpăra produse de la noi și avem o tipografie. Avem un atelier de terapie ocupațională unde facem produse personalizate pentru companii și am avut cereri pentru companii de diverse produse personalizate pentru ei. Avem o seră unde iarăși sunt persoane cu dizabilități care lucrează acolo în producție. Și înțeleg că pe de o parte cei care achiziționează de la dumneavoastră își îndeplinesc o atribuție legală. Da. Pe de altă parte, contribuie în felul ăsta la susținerea persoanelor cu dizabilități. La susținerea lor prin angajarea muncă, respectând scopul acesta principal ca persoane să fie angajate. Dacă o companie nu poate să angajeze o persoană cu dizabilități, atunci cumpără servicii de la unitate protejată care angajează persoane cu dizabilități. Și sprijină în acest fel ca unitatea protejată să funcționeze. Un aspect interesant de care poate că unii nici nu... Nu știu foarte multe. Dincolo însă de toate aceste aspecte juridice, chiar și medicale, cel mai mult contează, cred eu, această latură a activității Fundației Motivation, care ține chiar de, că de-aia spune și numele așa, de motivarea celor care se află în astfel de situații. Și exemplul pe care îl dau voluntarii aceștia, care ei înșiși se luptă zi de zi cu problemele, cred că e cel mai important, cel mai important lucru. Adică sunt povești de viață, de succes până la urmă, sau de cum poți transforma un eșec într-un succes și într-o lecție din care să înveți și care merită însușite și de ceilalți. Cum vi se pot alătura cei care vor să vă susțină și cine are acces la serviciile dumneavoastră? E nevoie să fie membri ai fundației pentru a beneficia de asistență? Cum vă pot contacta? Da. Okay. Deci noi avem un site www.motivation.ro, avem un număr de telefon local, este 0244-522-488 și avem o adresă aici în Ploiești, de fapt două adrese aici în Ploiești. Una este pe strada Curcubeului numărul 46, unde avem centru de recuperare, și o adresă pe strada Negoe Basarab, unde avem birouri, Negoe Basarab numărul 23. Serviciile sunt gratuite pentru orice persoană cu dizabilități din Ploiești care folosește un scaun rulant sau care se află în nevoia de a avea utiliza un scaun rulant, căreia noi putem să-i venim în întâmpinare furnizându-i aceste scaune rulante sau servicii de consiliere sau servicii de instruire sau ședințe de kinetoterapie. Sau ședințe de kinetoterapie, exact. Deci ei ne pot contacta fie la numărul de fix pe care l-am precizat, fie la adresele spuse,
sau... Asta în ceea ce îi privește pe beneficiarii serviciilor pe care le oferiți. În ceea ce îi privește pe cei care vor să vi se alăture, să contribuie într-un fel sau într-altul... La fel, ne pot contacta tot pe aceste numere, pe acest număr de telefon și pe adresa de... pe adresa de internet www.motivation.ro, acolo sunt, se pot găsi și adrese de e-mail unde ne pot contacta și, bineînțeles, pentru că noi suntem într-o permanentă căutare și de voluntari și de sponsori, de ce nu, care să ne sprijine, pentru că fiecare din activitățile noastre are nevoie de, de un sprijin financiar foarte, foarte important, pentru că sunt activități care implică cheltuieli mari de transport, de consumabile, de aparatură, de toate lucrurile acestea care sunt foarte costisitoare. Avem nevoie în permanență de sponsori și noi colaborăm, avem sponsori foarte importanți aici în Ploiești, dar în permanență suntem deschiși oricărui sponsor. Orice ajutor e binevenit. Exact. Cei care ne-au urmărit, dacă vor dori să facă lucrul ăsta, cu siguranță vor reuși să dea de dumneavoastră, e atât de simplu, au și adresele pe care le-ați menționat deja, telefoanele și apoi internetul e extrem de generos cu informațiile de acest fel, cu câteva clicuri, sigur, vor ajunge acolo unde trebuie, adică la voluntarii Fundației Motivation. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune și vă așteptăm și în alte împrejurări pentru asta de vorbă despre proiecte atât de interesante pe care le desfășurați. Continuăm retrospectiva știrilor, schimbăm de subiectul, vorbim despre operatorii de servicii publice care vor fi obligați să repare la Ploiești pe banii lor străzile sparte în timpul diferitelor intervenții. Aleșii locali au decis să denunțe un protocol încheiat de fostul Consiliu cu furnizorii de apă și energie termică, în baza căruia reparațiile erau suportate de la bugetul local. Primarul Iulian Bădescu susține că protocolul nu ținea cont de interesele cetățenilor, astfel încât a propus anularea înțelegerii încheiate de fostul edil. Acest protocol era un protocol păgubos pentru primăria municipiului Ploiești, pentru bugetul municipalității și, drept consecință, am propus Consiliul Local ruperea acestui protocol. Vă reamintesc, acest protocol prevedea susținerea din bugetul local a reparațiilor în urma lucrărilor făcute de către cei doi operatori de servicii publice în municipiul Ploiești. Municipalitatea a pus gând rău și firmei care se ocupă de iluminatul public. Potrivit primarului Ploieștiului, această activitate ar putea fi preluată în curând de Serviciul de Gospodărire Urbană. Iar acestea nu sunt singurele controverse de la nivelul administrației locale. Primarul Ploieștiului acuză fosta conducere a Serviciului de Gospodărire Urbană de evaziune fiscală, dar și că ar fi efectuat lucrări fără aprobarea primăriei sau a Consiliului Local. În baza informațiilor obținute de la noi, directori de la SGU și Hale și Piețe, primarul Iulian Bădescu susține că în ambele societăți, în vechiul mandat, s-au comis o mulțime de ilegalități. Până în ziua alegerilor, anul trecut și până în ziua alegerilor, au fost efectuate lucrări de către SGU în valoare de 200 de miliarde de lei vechi, fără ca pentru aceste lucrări să existe note de comandă și fără ca aceste lucrări să fie facturate. Potrivit primarului, un audit extern va stabili cu precizie tot ce s-a întâmplat la SGU, dar și la societatea Hale și Piețe, unde, se pare, principala problemă o reprezintă clanurile răuplatnice. Există clanuri acceptate în piețele din Ploiești fără a-și respecta obligațiile. Vorbea astăzi directorul de Pușaric, Floric, tot felul de oameni de genul ăsta care au tarabe în piețele centrale, în piața centrală și în piețele din Ploiești, fără a-și achita obligațiile. Nu-i vorba de a scăpa, e vorba de a se respecta legea. În Ploiești noi nu urmărim să scăpăm de clanul sau genul ăsta, urmărim ca toți cetățenii acestui oraș să respecte legea. Foștii șefei celor două societăți au fost nevoiți să-și ia adio de la banii promiși ca primă de fosta administrație locală. Din cauza neregulilor constatate, cenzorii au blocat primele substanțiale pe care cei doi ar fi trebuit să le încaseze. Mai mult, în urma auditului extern, pe fir ar putea intra oamenii de la finanțe, dar și parchetul. Mult zgomot pentru nimic? Vom vedea. Deocamdată aflăm că Ploieștiul va avea în curând o hartă de zgomot, care va evidenția zonele cu cea mai mare poluare fonică din oraș, unde autoritățile trebuie să intervină pentru confortul locuitorilor. Zgomotul din zona tribunalului din Ploiești depășește cu mult limita admisă. Harta de zgomot are exact această menire, să identifice principalele zone cu probleme, dar și soluțiile care se impun pentru diminuarea zgomotului ambiental. Harta de zgomot face parte, dacă vreți, din
harta calității vieții municipiului, celor care trăiesc în municipiul Ploiești. Valorile înalte ale traficului, activitatea industrială și anumite tipuri de mijloace de transport, precum tramvaiele sau trenurile, sunt principalii factori care duc nivelul sunetului peste limitele acceptate de medici în multe zone din Ploiești. Zonele din Ploiești cu nivele ridicate ale nivelului acustic sunt zonele intersecțiilor aglomerate, zona gărilor, chiar în zona centrului civic, în zona Tribunalului Ploiești. Este o intersecție foarte aglomerată și, într-adevăr, nivelul de zgomot acolo depășește limita admisă. 50 de decibeli este valoarea admisă pe timpul zilei, iar noaptea cu 5 unități mai puțin. Însă, în zonele cele mai zgomotoase ale Ploieștiului, zgomotul depășește ușor 70 de decibeli. Problema este să avem noi resurse financiare pentru a pune în practică, să spun așa, ameliorarea din punct de vedere al zgomotului în Ploiești. Știți că trebuie să creeze niște perdele de protecție, trebuie să mărească spațiile verzi. Sunt tot felul de, să spun așa, de soluții. Ele vor fi puse în practică și în funcție de capacitatea noastră financiară. Până la soluții, însă, municipalitatea mai are de făcut câțiva pași, iar printre ei se numără și identificarea specialiștilor care vor întocmi această hartă de zgomot. Polițiștii călare vor dispărea din peisajul Ploieștiului. Cei 6 cai aflați în dotarea poliției locale vor face cale întoarsă de unde au venit, din cauza că noi șefi consideră prea mari cheltuielile cu întreținerea lor. Întreținerea lui Elic, Charlatan, Solvent, Gingis Khan, Ulise, Sylvester și Speedy costă aproape 1 miliard de lei vechi. Cu acești bani, noul director al poliției locale, Cristian Toader, spune că preferă să cumpere mașini. Conducerea Poliției Locale Ploiești a decis desființarea grupei ecvestre care funcționează în cadrul instituției. Cei 6 polițiști locali vor fi redistribuiți la Serviciul Ordine Publică, mărind astfel numărul patrulelor care acționează pe străzi. Pentru agenții, despărțirea de partenerul din echipă este una cât se poate de grea. Irimia Dobre patrulează împreună cu Speedy de mai bine de 2 ani și jumătate. Ne-am atașat unul de celălalt, calul simte omul, e un animal foarte inteligent și ne desfășurăm activitatea în condiții foarte bune. Care vom fi doar de Speedy? Da, și de el ca și animal și de activitatea în general, pentru că, vă dați seama, este o perioadă destul de lungă de timp pe care ne-am atașat de animale și ei ne simt, ne cunosc și noi pe ei. Echipajele ecvestre ale Poliției Locale din Ploiești funcționează încă de la înființarea instituției, în 2005. În scurt timp însă, ele vor deveni doar o amintire. Pasajul de la ieșirea din zona de nord a Ploieștiului va fi dat în folosință pe 15 octombrie, cu mai bine de un an înainte de termenul anunțat inițial, cel puțin așa promit autoritățile județene. Finanțat de Uniunea Europeană, pasajul are totuși un punct slab, legătura dintre acesta și centura de est a Ploieștiului, care se va face prin intermediul unui sens giratoriu. Am încheiat hidroizolația podului, urmând ca prima probă cu podul asfaltat și pregătit pentru trafic să aibă loc în jurul datei de 25 septembrie, și la 15 octombrie cel mai târziu să dăm drumul traficului pe această arteră cu un an și 2 luni înainte de contractul încheiat cu Uniunea Europeană. Drumul va fi dat în folosință în mai puțin de 2 luni. Legătura cu centura de est a Ploieștiului mai are însă de așteptat până în primăvara anului viitor. Din cauza complexului comercial care se va construi la Blăjoi, sensul giratoriu prevăzut de proiect va avea 4 direcții și nu 3, așa cum fusese stabilit inițial. Statuia Libertății este din nou la Ploiești în centrul atenției. Noi aleși le reproșează foștilor nu doar că au decis neinspirat amplasarea statuii, dar și că ar fi restaurat-o de mântuială. Așa e marmura naturală, nu? Nu asta, de acolo. Așa este? Așa e. Așa a fost de restaurare. Păi cum vedeți, mai are și în alte părți. E datorită timpului. Timpul sau restaurarea, nici nu mai contează cine e de vină pentru tenta de verde de pe soclu. Cert este că întâlnirea de azi a Minervei cu viceprimarul Teodorescu le-a făcut pe ultimul să strâmbe din nas. S-a folosit o marmură pentru prima treaptă acesteia de altă culoare decât cele inițiale. Cred că simbolul acestei statui, care vizează libertatea, trebuie adus în mijlocul ploieștenilor, nu pus undeva într-o colivie, care să ferească ploieștenii de contactul cu libertate.
Nemulțumite, autoritățile locale au convocat comisiile de specialitate pentru a-și spune punctul de vedere în această problemă. Nu sunt toate avizele și autorizațiile la dosarul acestei investiții. Ca atare am propus comisiei și am fost susținut și de reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții ca după ce s-o obțin toate autorizațiile, comisia să se întrunească pentru a da un vot, să spunem așa, asupra recepției. Vom lua o decizie dacă acceptăm ceea ce s-a făcut sau nu. 75.000 de euro a scos fosta administrație locală din buget pentru a restaura Statuia Libertății. Aceasta a fost amplasată în sensul giratoriu de la catedrală în luna mai a acestui an. Descoperire surprinzătoare în zona unui hipermarket din Ploiești, unde, în timpul lucrărilor la un viitor showroom, muncitorii au dat peste un mormânt vechi din epoca de bronz. Arheologii spun că în zonă este posibil să existe sute de astfel de morminte. Incredibil, n-am crezut că e așa. Mi s-a spus, n-am zis că e. Dar ce-a zis? Nu e, uite, de 4.000 de ani ce să mai fi. Conform tradiției epocii, bărbații erau înhumați sub o mobilă de pământ. În mormânt nu s-au găsit obiecte de valoare sau arme, iar specialiștii spun că, cel mai probabil, bărbatul îngropat aici nu a avut vreun rang pe timpul vieții. E vorba de un mormânt din epoca bronzului, are în jur de 5.000 de ani vechime. Probabil un bărbat înmormântat într-o poziție specifică epocii, adică strâns, chircit, cum spunem noi, cu picioarele căzute pe o parte. Nu are inventar, dar pe baza unor analogii și cunoștințelor care le avem despre acest tip de înmormântare, bănuim că are în jur de 5.000 de ani de vechime. Rămășițele bărbatului vor fi transportate la Muzeul de Antropologie. Acolo specialiștii vor efectua teste care le vor spune exact perioada în care acesta a trăit, dar și care a fost cauza morții sale. Alertă maximă zilele trecute în comuna Cornul de Jos, de lângă Câmpina. Acoperișul unei case a ars ca o torță, iar anexele s-au făcut scrum din cauza neglijenței proprietarilor, care au lăsat un foc deschis nesupravegheat. Trei autospeciale cu apă și spumă s-au deplasat la locul incendiului. Pompierii s-au chinuit minute bune pentru a stinge focul și a limita proporțiile dezastrului. Butelia, are butelia acolo în casă. Pompierii spun că de vină pentru incendiu sunt chiar proprietarii, care au lăsat focul nesupravegheat. A ars o locuință pe aproape întreagă suprafață a acoperișului și în proporție de 70% din camere și anexele sale. Din fericire, nimeni nu se afla în locuință în momentul izbucnirii incendiului. În casă locuiau însă două familii, dintre care doar una are asigurare pentru imobil și bunuri. A sărit o scânteie, am vrut să fac o lion afară la o vatră. Și doar ce am venit puțin, nici 10 minute și s-a sărit o scânteie și s-a încins lemnele fiind uscate, magazia a fost dărâmată de astă iarnă cu zăpadă pe ea, veche încinsă al lui cumnatul. Și cum să mai mă apropii să strig ajutor? Până a venit s-a încins focul, asta e. Toate uscate, a ars ca cu benzină. A ars camerele, o cameră lui soția, o bucătărie a lui fratesul, a ars și deteriorată și camera a doua. Și aici ceva la față, la acoperiș. Ei nu au asigurat, noi avem asigurată partea ei soția. Trebuie să-i fac remedierile pe banii noștri. Martorii spun că localnicii au fost simpli spectatori ai dezastrului. Nimeni n-a putut interveni din cauza flăcărilor mari și a fumului gros. A fost un foc foarte mic dat de proprietar, după care s-a extins la o anexă, o magazie de lemn. Și în 5 minute au luat foc toată casa, practic. Erau flăcările mari? Erau flăcările de 20 de metri. Intervenție foarte grea și pentru pompieri. Cred că a durat 7 ani până au venit, dar deja nu mai puteau face nimic.
Nici măcar canicula nu-i poate reține în case pe ploieșteni. În ciuda codului portocaliu instituit de meteorologi, numeroși locuitori ai orașului se aventurează pe străzile care mai au un pic și se topesc, ignorând sfaturile medicilor și ale autorităților. Canicula se va intensifica în regiunile sudice, iar în zilele următoare, 24-26 august, se va ajunge izolat și la 42 de grade. Chiar dacă temperaturile au fost ridicate astăzi, ploieștenii nu au stat în case. Mai mult, ignorând sfaturile autorităților și medicilor, mulți au ieșit în parc luându-i cu ei și pe cei mici. Venind pe lângă apă, pe la umbră. Văd că ați venit și cu copilul. Da. E periculos pentru el? Nu stăm mult. Stăm aici, lângă piscină, lângă apă. Nu vă e teamă, totuși sunt peste 30. Nu. Pe cap nu purtați nimic? Nu, no, n-avem probleme. A trebuit să merg la medic cu copilul și mergem către casă. Și totuși, ce măsuri vă luați? Păi, pălărioară numai eu, nu mi-am pus. Veți și consuma mai multe lichide? Avem, ceai. Medicii recomandă în astfel de perioadă o hidratare mai atentă a organismului, evitarea consumului de cafea sau alcool, dar și a expunerii la soare între orele 10 și 18. Zilele trecute, la prima oră, pompierii au spart una din băncile din centrul Ploieștiului. N-au făcut-o însă pentru a-și rotunji veniturile, nici măcar pentru a depune bani, ci din cauza unui telefon la 112. Misiunea lor era una simplă, lichidarea incendiului izbucnit în sediul unei bănci din Ploiești. Numai că socoteala de la bază nu s-a potrivit deloc cu cea de la bancă. Ușa și geamurile instituției nu s-au lăsat cu una cu două, așa că lucrătorii Inspectoratului pentru Situații de Urgență s-au luptat cu ele minute bune. Nici focul n-a fost pe măsura așteptărilor, a mistuit doar o lampă de birou. Se pare că incendiul s-a declanșat din cauza unui conductor electric izolat necorespunzător. '87 de ani s-au scurs de la nașterea marelui actor ploieștean Toma Caragiu. Momentul a fost marcat zilele trecute la Ploiești, la bustul artistului, situat în vecinătatea teatrului care poartă numele. Am o nouă dragoste, iubesc tenisul. Mustața pe care o vedeți, mi-am lăsat-o în semn de omagiu pentru acela care a fost la o mustață de salatieră. Este un brand foarte important, alături de Nikita Stănescu, alături de, bineînțeles, Ion Luca Caragiale, Paul Constantinescu. E un brand foarte puternic. Este un reper pentru cultura și pentru spiritul românesc. Este un reper de verticalitate, de profesionalism, sigur, atins de aripa geniului. Puțin, foarte puțin sunt acești aleși, dar el a fost dublat de un patriot local cu totul deosebit. Toma Caragiu s-a născut în 1925 în Grecia. S-a mutat apoi împreună cu familia la Ploiești. Peste an avea să spună că este ploieștean jet by jet. Reprezentativitate pentru destinul lui este rolul Satin din spectacolul Azilul de Noapte, textul lui Gorki, pus senzațional în scenă în 1975 la Teatrul Bulandra de maestru Liviu Ciulei. Acolo era uriaș Toma, acolo era așa bogat și cosmic, era și tragic, era și comic, era și uman, era și o fiară. Nu, mai bine nu dau. E ultima mea minge, nu știu unde o dau, nu știu în cine o dau. Îmi ia altul salatiera și o rămân cu salata. Hipodromul din Ploiești se pregătește în această perioadă pentru marele eveniment sportiv al anului, pe care îl constituie derbiul de trap, programat pentru 2 septembrie. Angajații Serviciului de Gospodărire Urbană au ieșit azi pe teren și au tuns iarba de pe marginea pistei, care peste numai o săptămână va găzdui mult așteptatul eveniment. Cu sprijinul celor de la Serviciul de Gospodărire Urbană va fi amenajat spațiul, va fi curățată pista și tot ceea ce înseamnă lucrurile de amenajare. Sperăm ca în câteva zile atât pista unde va avea loc trapul, cât și în preajma acesteia să fie totul impecabil, astfel încât pe 2 septembrie să avem un derby foarte frumos. Derbiul de trap al României a fost inițial programat pentru data de 1 iulie, însă din cauza numărului mic de participanți, doar 5, evenimentul a fost reprogramat pentru data de 2 septembrie.
Aici se încheie retrospectiva știrilor WIL TV. Mulțumindu-vă pentru atenție, vă doresc un weekend minunat și vă dau din nou întâlnire pentru săptămâna viitoare. Până atunci, toate cele bune!